347 de candidați suceveni au susținut joi 4 august examenul de definitivare în învățământ la testare, având dreptul să participe cadre didactice cu vechime de cel puțin 2 ani în sistem. Candidații validați după inspecțiile la clasă vor susține teze la 31 de discipline, iar nota minimă de promovare a probei scrise este 8. Proba scrisă a examenului de definitivat s-a desfășurat joi 4 august la Colegiul Tehnic Samuel Isopescu din Suceava, la 31 de discipline. Nota minimă de promovare a probei scrise este 8. Dintre cei 347 de candidați, cei mai mulți, 55, s-au înscris pentru examenul de limba și literatura română. Pentru învățământul primar s-au înscris 50 de candidați, pentru educație fizică 39, iar pentru învățământul preșcolar 35, la matematică 28 și la engleză 23. Afișarea rezultatelor este programată pentru data de 11 august, iar în zilele de 11 și 12 august se pot depune contestațiile la sediul Inspectoratului Școlar Suceava, urmând ca pe 18 august să fie afișate rezultatele finale.